Bine v-am găsit! Găsim! La mulți ani! Să fiți sănătoasă! Suntem de la surpriză la domiciliul Kellerman. Da. Și astăzi avem o surpriză pentru dumneavoastră. Venită din partea cuiva drag. Aveți Acum idee frumos. Cine ne-a trimis? La fac de copii. Ia uitați, las și eu. Mulțumesc! Da, da. Și șampania. Haideți să vă aprind. Mergeți puțin mai în față, unde dormiți de la voastră. În casă, dacă... Haideți ca să se aprindă lumânările, că nu e curent. Ia știu de la cine e. Da? Da. Imediat o să aflăm, o să ascultați o dedicație muzicală și la final o să vă citesc și un mesaj și o să aflăm împreună din partea cui veni. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât înseamnă pentru mine, mă cuprinde teama. Și o față prea blândă, palmele ridate, bătute de atâta muncă. Nu ți-am spus o mamă, dar în inima ta știi, ești cel mai bun exemplu când voi avea copii. Prea mulți oameni au bătut la ușa sufletului meu, dar numai mama a rămas atunci când mi-a fost mai greu. Am văzut bărbați femei ce se mănâncă între ei, vocea ta am repeta, mamă, tu nu fii ca ei. Nu-i deloc ușor, mi-e frică de gândul că odată tu nu vei mai fi. Mă grijim că sunt bine, am să mă întorc acasă și ai să fii mândră de mine, mama. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât exemplu pentru mine, mă cuprinde teama. Mesajul. Mamico, vreau ca zâmbetul tău fericit să strălucească cât mai des. În viață să fie multe evenimente vesele, emoții pozitive și succese. Îți doresc, draga mea, și sănătate puternică, optimism nesfârșit și armonie în suflet. La mulți ani, cu mult drag din partea fiicei și aginei. Vreți să le transmiteți ceva? Iubești, ai de grijă de ei. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate și tot binele din lume. Mulțumesc frumos!